Brazilianul André Luiz Sace, jucătorul liderului Ligii I de futsal Autobergamo Deva, a devenit cetățean român cu acte în regulă. Cetățenia i-a fost oferită lui André astăzi, 12 ianuarie, în ședința de guvern, iar informația a fost confirmată de Dorin Popa, președintele celor de la Autobergamo. Doru Popa, putem spune că Autobergamo are un nou jucător român? Da, de asta sunt bucuros să le spun spectatorilor noștri și prietenilor noștri că avem un vechi și un nou jucător, Andrei. Adică Sace André Luiz, de astăzi este Andrei. În ședința de guvern, astăzi se va semna cetățenia pentru română, pentru Andrei. Mă bucur foarte mult pentru el. Este un băiat tânăr, serios, talentat și de foarte mult bun simț. Bravo, Andrei! Hai, române! Acordarea cetățeniei române pentru Andrei înseamnă, pentru Autobergamo, eliberarea unui loc pentru străini în Liga I de futsal, putând fi trecuți pe foaia de joc cel mult 4 jucători care nu sunt autohtoni. Cu toate acestea, devenii care își doresc în această iarnă transferarea unui jucător din afara țării nu au probleme cu numărul de străini din lot. Pentru Autobergamo nu înseamnă mare lucru. Eu mă bucur foarte mult pentru persoana lui Andrei, pentru el personal, treaba aceasta este un mare avantaj pentru el și în viitoarea lui carieră. El și-a făcut treaba aici mulți ani la Deva, mulți ani în România, dar cei mai mulți ani la Deva. Și pentru Autobergamo, noi în momentul de față avem doar 3 străini, lucrurile îmi permite 4 străini, deci nu era o problemă pentru noi. Posibil să mai facem un transfer, un străin, dar tot nu ne încurca că ne încadram în cei 4. Pentru el mă bucur foarte mult, personal. Odată cu obținerea cetățeniei române, Andrei va putea evolua și în echipa națională. Jucătorul Deve este al 6-lea stranier care va putea juca pentru România după Iker Ribeiro, Felipe Oliveira, Savio Valadares, Paulo Ferreira și Daniel Araujo, cel din urmă legitimat la Galați, echipă cu care Autobergamo se bate în acest an pentru titlu, primind cetățenia săptămâna trecută.